ați citit, în primul rând, Cântarea Cântărilor? O parte din ea, da. La fel, o parte din ea. Și ați reușit să vă dați seama de ce credeți că e pusă în Biblie? Cred că motivul pentru care e pusă în Biblie este să ne ofere un model de dragoste creștin, un model de a relaționa între noi și, în primul rând, un model de dragoste a lui Dumnezeu față de noi. Între noi, bărbați și femeie, sau între noi, credincioși? Între noi, credincioși. Dar care-i rolul, ce rol sau folos duhovnicesc avem noi din cartea asta, fiindcă e atât de senzuală? Păi, în primul rând, cum am mai spus, este modul lui Dumnezeu de a ne iubi pe noi, ceea ce e un mod care întrece orice limită, e un mod care ne depășește imaginația noastră și cred că de asta a fost lăsată. Care credeți că e rolul, de ce credeți că e în Biblie Cântarea Cântărilor? Nu știu ce să vă spun exact. Mă gândesc că așa a vrut să exprime Dumnezeu dragostea, să facă o comparație între dragostea lui pentru om și o dragoste dintre un bărbat și o femeie. Nu vă surprinde caracterul foarte senzual al textului? Deloc. Cum ați interpreta-o? Ca pe un cântec de nuntă, scenă de teatru, poem alegoric despre Dumnezeu și poporul Israel? Și interpreta ca pe un poem. Un cântec de nuntă. Citi cântarea, da? Da. Da? De ce credeți că e în Biblie, după părerea voastră? Face referire la Iisus Hristos și dragostea lui față de noi și dragostea noastră față de el și raportat la Solomon. Care credeți că e folosul nostru duhovnicesc din carte? Pentru că e un pic mai senzuală decât... De fapt, e chiar senzuală cartea. Nu știu, folosul nostru... Nu știu, nu m-am gândit la sincer la asta. Nu am aprofundat chiar deloc cartea Cântarea Cântărilor. Cum ai interpreta-o dacă ar fi să alegi scenă de teatru, poem, cântec de nuntă și poem alegoric despre relația Dumnezeu-Israel? Care ar fi? Ce ai alege tu dintre astea? Cântec de nuntă. Cântec de nuntă. De ce credeți că e în Biblie? Ca un ghid. Cred că ca lumea să, nu știu, să aibă niște limite sau ca un ghid despre dragostea dintre bărbați și femeie? Nu neapărat, că da, într-adevăr, și da, dragostea dintre un bărbat și o femeie, dar cred că și, până la urmă, și felul în care Dumnezeu ne privește și ne dă niște limite în care să trăim și să ne trăim viața. Și eu cred că este vorba și despre relația lui Dumnezeu cu noi, dar în același timp și despre relația bărbat-femeie. Prea multe predici pe cartea asta n-am auzit, aștept să văd alte păreri. Dacă ar fi să o interpretați, cum ați interpreta-o? Ca un cântec de nuntă, ca o scenă de teatru, ca un poem, ca o metaforă a relației dintre Dumnezeu și Israel sau Hristos și biserica lui? Nu știu, poem? E mai poetică față de celelalte cărți din Biblie. Este o scenă de teatru, dar vorbește, cred eu, cum am zis, și despre relația lui Dumnezeu cu poporului. Înclinați mai mult către relația Dumnezeu-Israel sau relația bărbat-femeie? Mai mult către relația bărbat-femeie. De ce crezi tu că este în Biblie? Că e o carte diferită de celelalte. Bănuiesc că Dumnezeu a făcut orice lucru cu un scop și dacă se află în Biblie, bănuiesc că avem ceva de învățat de acolo, chiar dacă e diferită. Da, fiind un text așa senzual, ce folos duhovnicesc crezi că are cititorul din cartea asta? Ca să ai o viață completă de creștin, trebuie să cunoști tot. Și Dumnezeu a pus tot în Biblie ca omul să știe, să aplice în viața lui și bănuiesc că
nimic nu se întâmplă fără voia lui. Chiar și acea carte are locul ei în Biblie, așa că nu mă miră faptul că este în Biblie. Și dacă ar fi să o interpretezi, cum ai interpreta-o? Ca pe un cântec de nuntă, ca pe un poem, ca pe o scenă de teatru sau ca pe o metaforă despre relația Dumnezeu-Israel sau Hristos-Biserică? Ca o etapă din viața fiecărui tânăr sau, nu știu cum zic, inițierea lui sau acea parte care îl face complet. Și o metaforă, pot să spun. Deci îi spune poem de dragoste. Da, pentru că este un poem de dragoste la propriu, nu? Și aflăm, noi tineri învățăm mult din acea carte, cel puțin trebuie să învățăm. În urmă cu 20 și ceva de ani, eram în grădina botanică din Iași, făceam sport împreună cu niște prieteni, după antrenament ne-am despărțit și așa am primit educație din partea unui profesor de limba română să avem spirit civic, încă de pe atunci, din perioada comunistă, deși distrugerea unui obiect de inventar atunci era o chestie eroică, că distrugeai ceva care aparținea comuniștilor, s-au făcut de comuniști. Și trecând prin grădina botanică, în sus spre ieșire, erau doi tinerei apropiați de vârsta mea atunci și el scrijelea pe banca de lemn Costică, Lenuța plus Lenuța Forever. Dacă ar fi apucat să scrie tot pasajul, probabil ar fi fost chiar cu iota, forever și cu căciuliță, fiind în acea parte a lumii. Mai târziu am văzut înflorit dintr-un copac, din rana copacului, ceva asemănător. Și încerc să pun cele două mesaje la oaltă. Geta plus Gigi egal love. Dragoste pentru totdeauna. Ce au înțeles oare cei care au scrijelit copacii și banca la vremea respectivă? Ce au înțeles? În urmă cu 3 ani de zile, în casa noastră, a pășit un cuplu și amândoi erau destul de întristați, tensiunea era foarte mare, ne-am așezat la un ceai, ceai care a rămas nebăut până la sfârșitul întâlnirii, și a început ea. Și i-am spus, v-am căutat pentru că nu mai putem. L-am tot rugat și i-am spus, de fiecare dată, nu. Am ajuns prea departe. N-am insistat cât de departe au ajuns, însă am înțeles foarte repede că s-au jucat cu focul acela care se aprinde în sân. Așa cum spune Scriptura. Poate cineva să ia foc în sân fără să se ardă? Poate cineva să pășească pe cărbune aprinși fără să se opărească? Și el tăcea. După aceea ne-am despărțit și am avut o discuție ca de la bărbat la bărbat. După care am primit o scrisoare din partea ei și vă citez următorul lucru. Ne rugăm și iar cădem. Dorim să ne despărțim de aceste obiceiuri păcătoase. Am crezut că cea mai bună soluție este să ne căsătorim. Dar el spune că nu îi dau voi părinții. Acum a venit și mi-a spus, Domnul mi-a vorbit că noi nu suntem unul pentru altul. Sunt virgină fiziologic, dar mă simt o curvă. Dragii mei, după o asemenea scrisoare, dacă aș fi fost în urmă cu 100 și ceva de ani, i-aș fi cerut respectivului martorii și armele. Vă vorbesc în această seară în mod special băieților. Și vă vorbesc nu ca actuali iubiți și nici ca viitori curtanți, ci ca viitori tați. Dacă vă căsătoriți în 2 sau 3 ani,
în următorii 12-13 ani. Într-o bună seară va veni fiica acasă și se va uita în ochii voștri cu lacrimi în ochi și va întreba: de ce, tati? De ce bărbații sunt porci? De ce m-a folosit și apoi m-a mototolit ca pe o hârtie care nu-i mai trebuie? De ce? Și tu vei ști că plătești chitanțele pentru ceea ce ai făcut sau plănuiești să faci deja astăzi. La mulți ani deci tuturor floricilor, florinilor, vioricilor și viorelelor și tuturor celor care purtați nume de flori. Dar, dragii mei, nu despre asta este sărbătoarea floriilor. Foarte tare greșim că interpretăm floriile într-o cheie de veselie, într-o cheie de exuberanță, într-o cheie de bucurie. Care e legătura dintre cântarea cântărilor și sărbătoarea floriilor? Amândouă sunt două tristețe ascunse în bucurie. Pentru cei care citiți cu atenție scripturile, vedeți că mirele care s-a apropiat de mireasa lui Ierusalimul, în momentul când s-a apropiat de ea, spune scriptura, și Iisus a plâns pentru cetate. A plâns pentru cetate. La fel este și în textul de astăzi. Din păcate, noi citim cântarea cântărilor într-o cheie foarte optimistă. Dragostea ideală, prietenia ideală, v-aș propune pentru seara aceasta și după aceea puteți să mergeți acasă, să recitiți textul și să încercați să contraziceți această cheie de lectură și m-aș bucura foarte mult să-mi răspundeți și să contraziceți cheia mea hermeneutică. Vă propun să citim cântarea cântărilor ca un text foarte trist, ca o cântare scrisă la disperare. Este de fapt o cântare de jale. Este o tristețe ascunsă de o falsă bucurie. Câteva interpretări posibile pentru cântarea cântărilor. Nu știu dacă ați citit vreodată cântarea cântărilor. Noi avem o dilemă, sau am avut până acum, copiii ne-au crescut, am avut o dilemă în fiecare an. Și aceeași dilemă au avut și familii de prieteni din biserica noastră. De 8 ani de zile citim Biblia de la un cap la altul și când s-au apropiat de cântarea cântărilor, zice: frate păstor, avem următoarea dilemă, ce facem, citim copiii? Același lucru l-am întâmpinat și noi și am zis: citim. Și am citit. Nu s-a întâmplat nimic. Dragii mei, reclamele care le văd la televizor și prostioarele de filme pe care le mai privim împreună, fără ne dăm seama că nu ne anunță nimeni, urmează o scenă care nu este indicată copiilor. Au mai multă senzualitate și mai multă agresivitate erotică decât cântarea cântărilor. Așa că v-aș încuraja cei care aveți copii să nu se risipiți nici o pagină din Scriptură. Însă Scriptura ne spune că orice text din Scriptură este de folos să învețe, să îndrepte. Dar, bineînțeles, se pune întrebarea: de ce o asemenea carte în Sfintele și de Dumnezeu inspiratele Scripturi? Honorius de Autun spune că Sfânta Scriptură trebuie să aibă patru feluri de interpretare și vă enumăr cele patru feluri, dacă sunteți curioși: istoric, alegoric, tropologic și anagogic. Cu ce se ocupă aceste lucruri? Alegoric, spre exemplu, este povestea aceasta, se referă, povestea aceasta se referă la Hristos și biserica sau la poporul lui Israel și Dumnezeu însuși. Tropologic, nu. Istoria aceasta se referă la suflet și spirit, la viața lăuntrică a omului și tot ceea ce se întâmplă acolo este o proiecție a vieții lăuntrice. Anagogic sau pedagogic este un poem care ne învață, ne duce, ne conduce spiritual. Un poem didactic, de asemenea, poate fi pentru tineri căsătoriți. Și mai sunt alte interpretări. V-am spus, sunt vreo 30 de posibile interpretări. Fiecare dintre ele încearcă să scape cumva de înțelesul natural al textului. Înțelesul natural este acesta. Este o poveste de dragoste dintre un bărbat și o femeie. Întrebarea noastră este dacă este un cântec de dragoste ratat sau al unei dragoste ratate, este un cântec de dragoste al unei iubiri împlinite sau este un bocet de înmormântare, au spus unii, citind acest text în această cheie, sau este un poem dramatic cu mai multe personaje. Atmosfera din cântarea cântărilor este foarte interesantă. Este ca un videoclip. Dacă am încercat să imaginăm tot ceea ce se întâmplă acolo, imaginile se schimbă foarte rapid. Și o să vedem imediat ce dezorientare ne produce cântarea cântărilor. La un moment dat când citești, parcă este ca în jocurile copii. Te leagă cineva la ochi, te învârte și spune: acum prinde-ne.
Este, de fapt, așa a fost și una dintre interpretările Cântării Cântărilor. Este, de fapt, un joc de avați ascunselea. Avem construcții arhitectonice foarte ciudate. Avem foarte multe descrieri de plante. Este o întreagă grădină botanică acolo. Tot felul de cosmetice. Personaje colective, personaje care vorbesc unul cu altul, personaje care vorbesc singuri, da? Și nu este de mirare după ce le se întâmplă. Uneori atmosfera este de scenă de vis, alteori este foarte concret. Ni se spune că ea a ieșit în... și aș dori să pregătească structura cărții, pentru cei care sunt interesați să vadă structura cărții. Sunt cel puțin trei structuri posibile, toate se aseamănă una cu o structură cu cealaltă. Prima propunere de structură este preludiul unei povești de dragoste, apoi de la 2 la 8 până la 3 cu 5 este jocul de avați ascunselea, găsit, pierdut, găsit. 3 cu 6, 5 cu 1 este petrecerea poveștii de dragoste și apoi din nou un joc de avați ascunselea după tiparul pierdut și găsit. Și urmează postludiul poveștii de dragoste. Pierdut. A doua propunere. Fiecare dintre secțiunile propuse merge pe un tipar care apare în Cântarea Cântărilor, ridică-te, este ridicarea ori a unui îndrăgostit, ori a celuilalt care iese în căutarea partenerului. Ridică-te, ridică-te, deschide-mi, cine este cea care se ridică înălbind. Unele imagini sunt foarte puternice, sunt foarte agresive. Și ultima propunere, care mie îmi place cel mai mult, pentru că este septenară și are structură de menora, place să cred că unii dintre autorii scripturii și-au așezat textele pe o structură de menora, de candelabru evreiesc. Vedeți, părții A îi corespunde A prim, părții B îi corespunde partea B prim, părții C îi corespunde partea C prim și partea centrală, consumatio, da, sau consumarea poveștii dragoste, este de la 3 la 6 la 5 la 1. Mulțumesc, poate fi întrebat. De ce am optat pentru o interpretare naturalistă? În primul rând, nu avem în text tensiuni pe care le avem în alte cărți ale Scripturii, cum ar fi tensiunea dintre sacru și profan, legământ, lege, rău, bine, binecuvântare, blestem, păcat, milă, har, sau concepte pe cum credincioșie, curăție, necurăție. Nu avem termeni religioși, nu este un limbaj religios. Sunt poveștile care se întâmplă cu fiecare dintre cuplurile îndrăgostite. Temeri, speranțe, dorințe, sentimente care sunt descrise foarte frumos. De aceea eu optez pentru interpretarea acestui poem ca un poem didactic. Care este legătura cu Geneza? Unii au găsit și legătura cu Geneza. Dacă în Geneza strigă Adam, iată-o pe ea, în Cântarea Cântărilor strigă ea, iată-l pe el, iată mirele meu. Și citesc Cântarea Cântărilor ca o dezvoltare a mirării celor doi, când s-au văzut unul pe celălalt în grădina Edenului, s-au mirat văzându-se și dacă citiți cu atenție Cântarea Cântărilor, pentru cei căsătoriți recomand studiu biblic cu transcriere structurală și cu tot ceea ce trebuie. Pentru cei necăsătoriți recomand un survol rapid al Cântării Cântărilor, fără multe detalii, și rămâne să studiați dumneavoastră când vă veți căsători această cântare, pentru că la un moment dat vedem un lucru ciudat în Cântarea Cântărilor. Cei doi se scanează unul pe celălalt. La un moment dat, el când se întâlnește cu ea, o scanează așa, dinspre cap, înspre și se oprește la bust, după care scanează pornind de la tălpi, până sus, da? Și ea, la rândul ei, de asemenea, scanează înfățișarea împăratului care vine, pleacă, iarăși vine și până la urmă pleacă și, din păcate, nu se mai întoarce. Nu trebuie să uităm un lucru, că am ieșit din grădina Edenului. Am fost blestemați. Și am intrat în grădina Cântării Cântărilor și mai avem o grădină la sfârșit, în Apocalipsa. În fiecare dintre aceste grădini este câte un copac. Copacul cunoașterii binelui și răului, din care au mușcat cei doi, este un copac central în Cântarea Cântărilor și este un copac spre vindecare în Apocalipsa. Spuneam la început că greșeala, după părerea mea, și îndrăzesc să o numesc așa, greșeala de interpretare a Cântării Cântărilor este tocmai această interpretare primăvăratică, plină de bucurie, de exaltare, cei doi sunt iubiții ideali.
Dacă vreți să vedeți dragoste ideală, vă rog să citeți cartea Osea. Aceea este dragoste ideală, nu dragostea din Cântarea Cântărilor. Haideți să ne uităm puțin la Cântarea Cântărilor în următoarea propunere de lectură și v-aș sugera, dacă mergeți acasă și survolați Cântarea Cântărilor, să citiți pornind de la încercarea de a identifica unde ne aflăm și când se întâmplă lucrurile. Părerea mea este că dacă încercăm să identificăm unde se petrece și când se petrece ceea ce se petrece, vom descoperi exact cheia de interpretare potrivită pentru carte. Cheia de descifrare a înțelesului cărții este eucronia, sper să nu fie foarte complicat acest cuvânt, adică timpul potrivit și utopia, locul potrivit pentru dragoste. Vedeți, un refrenul care se repetă de 3 ori este: vă jur, fiicei Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Vă jur, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Trebuie să fie un timp potrivit și trebuie să fie un loc potrivit. Dacă citim Cântarea Cântărilor în această cheie, o să observați că începe afară, hai să alergăm pe câmp, hai de înăuntru. În capitolul 2, mireasa se trezește dus în casa de ospăț a lui, după care merg la ea acasă. Din nou în 3, ea se află înăuntru, dar el se află afară. Întrebarea mea este, dacă tot au fost în casa lui de ospăț, cum de se nimerește atunci că ea este singură, înăuntru, și el pândește printre zebrele? Și spune, era iubitul cu mâna pe zăvor. Și m-am gândit dacă să-mi fie milă sau nu. Și mi-a fost milă. Și o să vedem imediat ce înseamnă acest lucru. Perspectiva din 2 este tot o perspectivă exterioară. Finalul lui 2 este afară. În capitolul 3, povestea începe înăuntru. Unde suntem, înăuntru sau afară? Zice, mi-am căutat iubitul nașternut. Nu era. Și am ieșit afară și m-am întâlnit cu păzitorul cetății. În 3 suntem din nou înăuntru și mireasa se află în casa mamei sale, unde își ademenește iubitul. Zice, vă jur, fiice ai Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Dar după ce ea îl cheamă și ademenește. În finalul lui 3, singură fiind, apare Solomon. În pătașcă. Pătașca, ce este pătașca? Echivalentul unui Ferrari, dacă doriți. Împrumutați de la prieteni, ca să impresioneze iubitul. Iubita vine cu tot alaiul împărătesc. Bineînțeles, avem și niște complimente pe care probabil puțin dintre noi ar îndrăzni să le facă astăzi iubitilor. Apropo de Ferrari, am primit o soluție, am primit soluția până la urmă cu Ferrari. Cum ar putea fi tradus în ziua de astăzi acest compliment făcut iubitei? Iubita mea, ești ca iapa lui Faraon. Sunt sigur că majoritatea dintre dumneavoastră n-ar aprecia un asemenea compliment. Și cineva mi-a trimis soluția, traducerea pentru ziua de astăzi. Iubita mea, ești ca un Ferrari. Cum se? Roșu, da. Poate să fii și de altă culoare? Care era ideea, în paranteză, care era ideea unei asemenea compliment? Ce se întâmpla cu iapa lui Faraon? Și de ce împăratul îi face un asemenea compliment? Oștirile lui Faraon, când ieșeau la luptă, se organizau în acest fel. Erau acele carete care erau aranjate în avangarda oștirii, în ariergardă era pedestrimea și în avangardă era cavaleria cu acele carete pe care le-am văzut probabil mulți dintre noi în filme. Cine n-a văzut Ben-Hur poate să ia cel puțin o lecție de istorie. În ciuda plictisitorului conflict din Ben-Hur, există scena aceea celebră a alergării cu carete. Toate caretele soldaților, toți soldații aveau înhămați la caretele lor armăsari. În față însă era iapa lui Faraon, cu coada desfăcută, pentru același motiv pentru care arcușile de vioară nu se fac niciodată din coadă de iapă, ci întotdeauna se fac din coadă de cal. Și în momentul când începea să alerge iapa lui Faraon, iapă în călduri, vă dați seama ce se întâmpla cu oștirea din spate. Nu mai putea fi nimic, cu nimic, să oprește o asemenea oștire. Și la un moment dat este o relatare istorică, am dat citatul pe blogul meu exact, este o relatare istorică, pentru a opri o asemenea oștire a trebuit ucisă iapa, tăiată coada și băgată într-un sac. Altfel nu se oprea oștirea aceea. Ei, în momentul când Solomon face un asemenea compliment, ceea ce îi spune este, ești unică. Nu este nimeni ca tine.
când mă uit împrejur, toate celelalte fete sunt ca bărbați. La fel cum aș fi, dacă eu aș fi un armăsar și tu ai fi o iapă, când mă uit împrejur, numai armăsar văd, numai pe tine te văd. Știi ce urmează după aceea încântare? Mai am câteva zeci de țiitoare, e adevărat. Acest joc în afară, înăuntru, arată beția din cântare. Este o amețeală completă. Nu reușești să localizezi unde te afli de fapt. Așa cum nu reușești să localizezi timpul exact. Unul din versetele cheie este 5:4. Dar iubitul meu a vărât inima pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. Mare greșeală. M-am sculat și am deschis. Am deschis și el a plecat. Acesta cred că este unul dintre punctele de tensiune maximă din cântare. Dacă citiți cântarea mai departe, ceea ce veți observa este o linie descendentă. De fapt, de aici totul degenerează. Ea începe să-l curteze, disperată, și spune celorlalte: sunt bolnavă de dragoste. Întăriți-mă cu turte de struguri, sunt bolnavă după el. O, dar ce are iubitul tău de este mai grozav decât alții? O, el este unic pentru mine. Și așa a fost el pentru ea. El este unic pentru mine. Este ca un măr proaspăt în mijlocul vreascurilor pădurii. Dar și se amăgește ea. Și eu sunt a iubitului meu. Și el tânjește după mine, nu-i așa? Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Iată ce spune 6:8. Oare? Și ce urmează? Imediat. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr. Dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea, este singură la mama sa, cea mai aleasă, acelui și-a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele și țiitoare de asemenea o laudă. Cine este cea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oși sub steagurile lor? Este unică? Este singură? Deocamdată da. În capitolul 7 ne aflăm tot undeva în interior și în 7:10 ne se spune așa: eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. 7:11. Vino, iubitule, haide să ieșim pe câmp, să rămânem noaptea în sate. Uită-ți celebritatea, uită că ești împărat. Și ce mi se pare mie fascinant aici este că față de orice altă carte a Scripturii, în cântarea cântărilor, proporțional cu cartea însăși, o femeie vorbește atât de mult. Vă rog să citiți toate celelalte cărți din Scriptură și să vedeți unde o femeie este lăsată să vorbească atât de mult. Vorbește enorm. De fapt, iubita din cântarea cântărilor îi face curte împăratului ca să-l ademenească de la curtea regală ca să vină la curtea de curație și găini. Haideți să mergem în sate. Hai să ne ascundem. Lasă strebile împărătești. Și ceea ce tânjește ea din toată inima și din tot sufletul ei este: vreau permanență. Vreau un cuib care să fie numai al nostru. O, dacă ai putea să-ți uiți țiitoarele și într-adevăr să fiu numai iubita ta. Vino repede. Scurtează distanțele. Hai să ne alegem un loc. Și ceea ce vezi în cântarea cântărilor este practic, este o atopie. Nu este loc. N-au loc acasă la maică sa, n-au loc în casa de ospăț, n-au loc înăuntru, n-au loc în afară, zice: hai să alergăm pe câmpii. Nici aici nu-i bine. Haideți să mergem înapoi la mine acasă, acolo în odăița unde m-a zămislit mama mea. Nici acolo nu-i bine. Una dintre imagini este că sunt nici înăuntru, nici în afară, ci într-un fel de verandă. Îmi spunea soția mea zilele acestea: una dintre cele mai mari așteptări ale unei femei este să-i oferi un loc sigur și pentru totdeauna. Să aibă siguranța aceea că o protejezi, că stai lângă ea întotdeauna, că stai lângă ea și când nu mai poate, că stai lângă ea și când nu se mai ridică, că și dacă va fi să se îmbolnăvească vreodată de cancer și o va urâți și va cheli din cauza chemoterapiei, este acela iubitul care o întoarce de pe parte pe alta ca să nu-i facă răni pe spate și schimbă plosca de desubt. Aceea este dragoste. Cântarea cântărilor: vino repede, iubitule, vino repede. Știți care este tristețea din 8? Noi știm personajele și nu la întâmplare ni se dau numele, știm că Solomon n-a mai venit. Sfârșitul pare un sfârșit în coadă de rândunică, ca în filmele moderne, și pare că îți dă posibilitatea să alegi tu sfârșitul. Dar nu, dragii mei,
este un joc al dragostei, lăsat nedesăvârșit, de fapt încheiat cu o tragedie. Căutam pentru prietenii mei să ilustrez această tensiune din Cântarea Cântărilor cu două melodii ale formației Queen. Cred că unii dintre dumneavoastră care sunteți născuți un pic mai devreme vă aduceți aminte de You Are My Best Friend și Somebody To Love Me. Între aceste două cântece, probabil este tensiunea din ceea ce cântă iubita din Cântarea Cântărilor. Preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Vă jur, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Dragostea în Cântarea Cântărilor este semănată cu o flacără. Și ceea ce vedem la cei doi este că își aprind flacăra unul față de altul. Finalul Cântării Cântărilor spune, dragostea este o flacără a Domnului. Este un jar de foc. Cum poate fi aprinsă această flacără de Domnul însuși? Cum anume poți aștepta? Când avem atâtea presiuni împrejur și copilașii noștri încetează de a mai fi copilași pe la 12-13 ani și spun, tati, nu mai pot. Am început să observ că fetele au codițe nu numai pentru a fi trase de codițe. Și toți prietenii mei din clasă, din clasa 7, au deja prietene și fiecare are prietenă. Și după cum știți ceea ce se întâmplă în școlile din Anglia și din alte părți, din Europa de vest, copiii sunt educați încă de la vârste foarte fragede cum să practice sexul. Și noi să rămânem așa izolați în această insulă de ipocrizie, de fariseism, să luptăm împotriva tendințelor și pulsiunilor noastre, nu se poate. Trebuie să ne dăm drumul pentru că, iată, acestea sunt semnalele naturii. Ni s-a aprins flacăra. Asta este ideea. Dragii mei, spunea un autor, aprinderea acestei prime lumânări în trup este doar semnalul că trebuie să ne pregătim să devenim bărbați. Și aceasta este o școală lungă și una dintre cele mai bune lecții pe care trebuie să le învețe un bărbat prima dată în excursia bărbăției lui este să spună nu, mâinile jos. Nu lua, nu atinge, nu gusta. După aceea vine libertatea. Ceea ce ajungem să citim la sfârșitul Cântării Cântărilor este că nu există cuvinte mai dulci decât voi fi cu tine întotdeauna. În urmă cu ceva săptămâni, după ce am discutat un alt caz împreună cu soția mea, mi-a spus, auzi, dacă m-ai fi atins în felul acela și după aceea mi-ai fi spus că Domnul te-a luminat și ți-a arătat că nu suntem potriviți unul pentru celălalt, nu m-aș mai fi căsătorit niciodată. Și de ce? De ce? Păi uite împrejurul nostru. Statistica spune că fiecare dintre tinerii care ajung aici la altar vin după 4 sau 5 relații serioase care au avut implicare fizică și atingeri. Și atunci mi-a explicat un lucru pe care v-aș lăsa să îl explice ea. Dacă n-ar fi hotărât înaintea Domnului că nu va învăța niciodată pe ceilalți. Și mi-a spus așa, fiecare atingere a unui bărbat este ca un tatuaj care rămâne adânc amprentat în pielea unei femei, un tatuaj nevăzut. Și în momentul când o femeie calcă pe alee până la altar, vine după ea cu tot coșmarul celor 4 sau 5 relații pe care le-a purtat până atunci. Urmele acelea se șterg foarte greu. Băieți, dacă vă jucați cu dragostea, punând presiune și spunând, păi tu nu-mi dai voie? Păi sunt o grămadă de altele care m-ar lăsa să le tratez așa cum tu nu vrei să fii tratată. Și problema pe care o avem în ziua de astăzi, și acum întorc moneda și întorc ceea ce am spus în dățile trecute, există această tragedie în bisericile noastre, există fete frumoase, deștepte, educate și ghinionul lor, între ghilimele, este că au fost inaccesibile până acum și au fost curate. Și le-au luat-o altele care au fost mult prea disponibile sau, ca cea din Cântarea Cântărilor, mult prea naive și s-au lăsat purtate pe brațe și atinse. Și în felul acesta au atras băieții care au pus această presiune
a unor minți drogate și dopate sexual. O, dragii mei, este diabolic. Este diabolic. Sistemul în care noi trăim, sistemul cultural în care noi trăim, este diabolic. Vreau cu ocazia aceasta să avem un intermezzo aici și vreau să-i mulțumesc soției mele pentru că a fost, așa cum califica cineva acest tip de femei, rece, inhibiționistă, fără milă și pentru că a spus un nu hotărât. Dacă vă uitați la decorul de aici, este un copac disproporționat. Toate bunătățile dragostei sunt acolo. Și aici este o scară senină, frumoasă, făcută, apropo, din copacul preferat al soției mele. Dragii mei, acolo sunt bunătățile. Dragi surori, suiți cât mai sus și împinge scara. Fiți fără milă. În momentul când îți spune, da, nu mai pot, dar să știi că o să mă îmbolnăvesc, dar să știi că simt niște dureri și tensiunea este foarte mare, tu nu mă iubești dacă nu. Îi mulțumesc soției mele că a suit bunătățile și mandragorele cât mai sus. Am păstrat mandragorele pentru tine și toamna îți voi da dragostea mea. Aș vrea să întrerup puțin discursul meu cântând o cântare pe care am cântat-o în public doar la nunta noastră, în urmă cu 20 de ani aproape. Și o să vă explic de ce cânt această cântare. Este o cântare care ne este dragă, nouă, o cântăm în privat, dar atunci la nuntă am cântat-o în public. Este legată cumva și rog cele patru poze. Merge? Da. Ce spune această cântare? Este inspirată din 1 Corinteni 13, de neînvins, de necuprins. Așa am cunoscut-o pe soția mea. Apoi, peste câțiva ani, am ajuns poza a doua la nuntă, ca să vedeți cât de grea e viața. Și o să observați că diferențele sunt foarte mari, mai ales în dreptul meu. Sunt mult mai matur acum. Și următoarea poză, am trecut prin tot felul de greutăți împreună. Una dintre greutățile pe care le-am trecut cel mai frumos a fost aceasta. Singurii care au și fâși pe cap suntem noi doi acolo. Soția mea se mira, de ce... Oare băieții ăștia nu știu să vâslească și tot se întoarce barca. Și ultima fotografie. Această imagine este un tei. Este un tei pe care socrul meu l-a plantat în urmă cu 40 de ani. Este un obicei în Oltenia. În momentul în care cineva se naște, se plantează un copac. Și se presupune că va trăi destul de mult că atunci când va muri să fie tăiat copacul și să facă sicriu din el. Este teiul care a fost plantat în 29 martie 1970 și dorința mea pentru soția mea este ca să îmbătrânească teiul cât mai mult. Împlinește mâine 40 de ani. Deci Gigi plus Geta egal dragoste, Costică și Renuța pentru totdeauna. Ce știu doi copilași de 16-17 ani despre dragoste? Mai nimic. De aceea avem următoarele trei probleme pe care le vedem în bisericile noastre. 1. Excitare reciprocă prelungită, invitație în apartamentul lui, că părinții oricum îți plecați de acasă și această trăire a sentimentului de vinovăție. Frate păstor, dar nu mai putem, deci noi cădem din nou și iarăși simțim sentimentul de vinovăție, ne simțim murdăriți. Un predicator spunea, dacă ați veni la mine acasă și m-ați găsi cu o femeie în bucătărie, făcând prăjituri,
Ce spune? Frate, dar nu poți să mai predici, este, ai nebunit, ți-ai ieșit din minți? Dar fac numai prăjituri. Dacă este anormal pentru cineva care este căsătorit, pentru cineva care este matur, pentru cineva care și-a început viața sexuală, să stea împreună în singurătate. Și este anormal să le vezi într-o mașină, stând la discuții, în aceeași habitaculă. De ce credeți că dumneavoastră veți rezista punându-vă în situații din acestea de ispită? Copiii noștri ne-au întrebat zilele trecute, tati, am o problemă, Doamne, fă să apară o benzinărie. Și spun, dragul meu, cum poți să-L pui pe Dumnezeu într-o asemenea situație? Să te rogi să facă Dumnezeu ce să construiască o benzinărie între timp, pe autostradă? Este o rugăciune inutilă. Sunt rugăciuni inutile, la fel cum este o rugăciune inutilă să lupți împotriva hormonilor tăi, care strigă din toți bojocii tăi că trebuie, este vremea căsătoriei, este vremea să te faci bărbat, este vremea să devii femeie responsabilă și este vremea să vă căsătoriți și tu te joci cu focul. Deci avem excitații din acestea repetate și sentimente de vinovăție. Doi, avem sex premarital. Frate păstor, am alunecat. Dar voi credeți că s-a născut ieri? Cum adică s-a alunecat? V-ați dat pe topogan și de mai multe ori, deci nu așa că am alunecat. Știți, prin surprindere, deci nici nu ne-am dat seama când s-a întâmplat, ba v-ați dat seama. Ca să se întâmple chestia aia, trebuie voință și trebuie și înfăptuire și vi l-ați luat voi. 3. O nouă modă este anularea completă a legământului de căsătorie. De tipul Geta plus Gigi sub copac și spun, frate, deci noi ne considerăm căsătoriți. Păi nu, scrie în Biblie. Ai intrat la ea, ai ieșit de la ea și sunt căsătoriți. Gata, de ce să mai veni? Păi totul este formal, deci noi, neoprotestanți, noi cum nu avem preoți? Pentru ce să venim la preoți? Ce? Este vreun ritual care trebuie să-l îndeplinim? Asta este așa, formal, și știm noi pentru ce să fac nuntă. Face socru cu soacra ca să ia ei banii. Nu. Noi ne-am dus sub cerul senin și acolo ne-am jurat credință unul altuia. Noi, asta este important? Ne-am jurat credință unul altuia, vedem noi când avem bani să facem căsătoria civilă, dar între timp noi trăim împreună. Poate data viitoare ne vom lega și de acest aspect al acestor pseudo-căsătorii. Vă aduceți aminte personajul acela simpatic din Ice Age 2, care intră la un moment dat în parcul acela de joacă, de fapt o grădină de joacă, pe care mamutul și cu mamuțoaica îl fac pentru mamuțelul cel mic și respectivul vine și distruge absolut tot. Exact cu asta semănăm noi în momentul când tratăm grădina din Cântarea Cântărilor, grădina virginității, ca pe un parc de joacă. Și voi, fetelor, trebuie să alegeți ce este grădina vieții voastre. Oferiți un parc de joacă? Oferiți un parc de distracții? Oferiți un loc de entertainment pentru apropiații noastre? Sunteți un fel de Maica Tereza a plăcerilor erotice, oferind cu generozitate tot ceea ce v-a dat Dumnezeu pentru unul singur? Oh, ce tristă este această poveste a unei ciobănițe. Manipulată, înșelată de împărat și apoi părăsită. Ne vom apropia de câteva concluzii, câteva mituri pe care ni le desfințează Cântarea Cântărilor. Primul mit pe care cred că îl desfințează încă de la primele două capitole este: lor nu le place, ele suportă, numai noi bărbații suntem niște hămesiți, noi întotdeauna intenționăm și ele nu simt nimic. După cum vedeți, Cântarea Cântărilor este scrisă și ca să ne demonteze acest mit. Și îmi pare rău, fetelor, că v-am trădat, dar băieților, să nu credeți că butonul de oprit trebuie să stea doar la ele. Dacă sunteți bărbați, butonul acela de stop este în mâinile voastre. Vreți să vă asumați rolul de lider după aceea, nu? În căsătorie. Vreți să vă asumați rolul de preot și de conducător după aceea. Ui, femeia trebuie să asculte de mine. De ce? De ce să te respecte? Pentru ce? Ei oferit motive să te respecte spunând nu? Asta nu voi face niciodată? Dacă n-ai știut să te oprești înainte de căsătorie și n-ai știut să spui singur stop și să spui singur frână și îți aduc aminte, dacă te consideri creștin, dacă te pretinzi creștin, că înfrânarea este una dintre roadele Duhului Sfânt, pentru ce crezi că o să aibă motivă să te respecte? Mulți dintre soți își pierd respectul
pe care l-ar datora căsnicia lor încă dinainte de a intra în căsnicie. Din acest motiv, pentru că n-au știut să se oprească, să se înfrâneze. Nu intra cu mentalitatea într-o relație. Nu intra într-o relație cu mentalitatea că eu vreau, ea nu vrea, ea trebuie să se opună și eu trebuie să încerc. Focul este și de o parte și de alta. Focul se aprinde și într-o inimă și în cealaltă. Pasiunea funcționează și la unul și celălalt. Asta se întâmplă într-o lume normală. De aceea ea strigă, sunt bolnavă de dragoste. Al doilea mit pe care ne-l desfințează Cântarea Cântărilor încă de la primele capitole este că ele nu sunt geloase. O, ce gelozie! Ea se ridică, spune Scriptura, se ridică ca un vârtej din pustie și știe care competitoare. Oare de ce te iubesc pe tine, fetele? O, știu de ce te iubesc pe tine, fetele, preiubitul meu. Și este geloasă. Gelozia miresei este devastatoare. Vă rog să nu uitați faptul că ceea ce am citit aici este cântecul ei. Iată ce spune ea. Pune-mă! Și citiți asta ca un cântec de disperare. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, iubitul meu. Deși el nu se mai întoarce niciodată. Ca o pecete pe brațul tău, dă-mi verigheta care să marcheze faptul că suntem legați până la moarte și numai moarte ne va despărți. Căci gelozie este neînduplecată ca locuința morților și jarul ei arde ca un jar de foc. Știți de ce spune și această metaforă extraordinară? Este neînduplecată ca locuința morților. Care e problema cu neînduplecarea locuinței morților? Odată ce ai intrat în locuința morților, nu mai poți ieși. Porțile sunt închise. Odată ce ai intrat în acest joc periculos al dragostei, s-au închis porțile și odată ce ai fost atinsă prima dată, nu mai există primul sărut niciodată. Primul sărut este primul sărut și atât. Prima atingere este prima atingere și prima înfiorare a unei fecioare nu se mai poate reduplica. De ce vă dăruiți mandragorele dragostei atât de ușor? Trăim în biserici stricate. Trăim în biserici în care păstori spun nu mai îndrăznesc să-i întreb pe tineri înainte de căsătorie, că până acum le puneam întrebare, nu mai îndrăznesc să-i întreb pe tineri dacă au trăit împreună sau nu. Ce poți să le ceri, frate, într-o asemenea lume atât de stricată în care orașele universitare sunt o adevărată piață de carne? Ce poți să le ceri? Măcar am crezut că în bisericile noastre este mai bine, dar după câteva istorii în care a trebuit să anulez căsătoria și să o facem numai la restaurant, nici nu mai întreb, să rămână ei cu păcatul lor. O, aceasta nu e atitudine. Biserica nu trebuie să abandoneze această luptă pentru feciorie, pentru virginitate, pentru neatingere. Fiți fără milă, fetelor! Împingeți scara! Suiți cât mai sus! Lăsați-i să-și construiască singuri scara despre care am discutat data trecută, scara valorilor, scara priorităților, scala principiilor și pe acele scări să urce după ce vor fi deveni bărbați. Am mașina în curte, da? Folosesc un exemplu al altui predicator. Am mașina în curte și trebuie să plec la Oradea. Ce părere aveți dacă vine cineva acum și ia cheile de pe masa pe care l-am lăsat, se duce și bagă cheile în mașină, n-a întreținut mașina, n-a plătit banii pe ea, nu el plătește ratele sau leasing-ul, n-a făcut absolut niciun efort să-i schimbe uleiul și se duce, face câteva ture, eu stau aici fierb, am sunat deja poliția și spun, gata, sunt fără mașină, fraților, duceți-mă careva la Oradea. Și pe la două noaptea, senin, vine tinerelul respectiv și spune, aveți o mașină excelentă, mulțumesc, că pot să o iau și seara viitoare? Deja gândesc ca un tată care am o fică de 18 ani. Dragii mei, când mă gândesc la tații care așteaptă fierți, se face ora 10 jumate, 11. Și vreun inconștient care nu este gata să plătească prețul bărbăției, nu este gata să se angajeze, n-are nicio intenție, dar absolut nicio intenție să-și ia în serios pornirile trupului și să plătească prețul pentru acele porniri și să vină să discute bărbătește cu mine ca tată și să spună, știți, avem o problemă, dumneavoastră aveți o fată și mie îmi place de ea, aș putea să vă curtez fata. Vine și mi-o ia pe furiș și mi-o aduce la 11 noaptea, jumatea, 12 noaptea, ea intră pe furiș și noi suntem ca părinți cu inime fierte, pătată și cu toate tatuajele atingerilor, definitiv puse pe pielea ei. Te simți violat, te simți rănit
te simți contaminat. Îl urăști din toată inima, ca de la bărbat la bărbat. L-ai călcat în picioare, dacă nu s-ar sta ea împotrivă. Tati, lasă-l, e prietenul meu. Dragii mei, sunteți într-un oraș universitar, sunteți liberi, ați plecat de acasă. Pare că unele dintre voi nu vă mai pasă de ceea ce spun părinții. Pare că ați găsit libertatea. O, ați găsit cea mai urâtă înrobire. Și veți duce după voi tatuajele atingerilor. Și veți duce după voi contaminarea păcatului. A treilea mit pe care îl desfințează Cântarea Cântărilor, ele nu suferă așa de mult din dragoste cum suferim noi, băieții. Da? Eu cred că pentru asta este Cântarea Cântărilor aici. Este o cântare a unei femei, scrisă de un bărbat. Este scrisă de Solomon, da? Dar este cântarea unei femei. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, această stupidă prostie a lui Solomon a pus-o și a consemnat-o într-un jurnal ca să citiți și dumneavoastră, băieți, și să înțelegeți cât de mult doare, cât de amară este părăsirea. Al patrulea lucru, ele nu au complexe referitoare la frumusețea lor. Da? Mi s-a înnegrit pielea. Oare ce va zice împăratul când mă va vedea? Nu mi-am păzit frumusețea. Și frații mei nu m-au lăsat să o păzesc. Observați cum se repete istoria, ce trist. Și cum plătim păcatele părinților. Cine scrie cântarea? Solomon, care a înșelat-o pe această ciobăniță. Cine este tatăl lui Solomon? David. Ce a făcut David? A luat nevasta lui Urie. Vă rog să vă uitați la această paralelă. David și Batșeba. Ucidere, adulter, ucidere și Solomon. Repetă tiparul. Și dacă vă uitați în viața celor doi, sexualitatea celor doi se perpetuează din generație în generație și lasă pentru 20 și ceva de generații de împărați. Sex, sânge, crimă, ucidere, patricid. Părinții mănâncă aguridă și copiilor li se străpezesc dinții. Dacă vreți să opriți acest joc al păcatului, opriți-l în viața voastră, opriți-l acum. Dacă ați considerat că este doar o joacă, tot ceea ce facem prin mașinile noastre parcate sub vreun podeț sau în momentele în care am rămas singuri. O, dragii mei, acela este păcat și Scriptura nu cred că îi poate spune altfel. Câteva concluzii pe scurt. Printre altele, nu uitați cei care vă jucați cu fetele altora. S-ar putea să nu aveți așa de mare prețuire și s-ar putea ca mâine, poi mâine, să mă trezesc că cineva se împrietenește cu fata mea și nu are prea mult respect pentru mine, nici nu pretind. Însă aș vrea să-ți aduc aminte, dragul meu, că fiica mea este fiica Domnului. Și nu sunt eu socru, ci Dumnezeu ți este socru. Și la fel cum eu simt mânie că te atingi de fiica mea și o contaminezi, și o spurci, și o întinezi, fii sigur că mai mult se mâniază Dumnezeu. Și vai de cel ce cade în mâinile Dumnezeului celui viu. Cântarea este un poem trist, prima concluzie. Este scrijelirea pe o inimă, nu pe un copac, a unui lucru care nu s-a întâmplat. Dragoste pentru totdeauna. De fapt, scrijelirea aceea, Geta plus Gigi, egal dragoste pentru totdeauna, a fost doar sex pentru câteva luni. Și-a lăsat inimi rănite, și-a lăsat lucruri nereparate. Dacă ai fumat 20 de ani și te-ai pocăit, sau dacă printr-o nebunie ai avut relații imorale și te-ai îmbolnăvit de sida și te pocăiești, rămâi cu sida. Astăzi, dacă te pocăiești, rămâi cu amintirile. Și poți să te rogi prin Harul lui Dumnezeu ca toate amintirile triste și cântecul tău de jale, cântarea cântărilor tale de jale, să fie iradiată de sângele Domnului Iisus Hristos. Dar, dragul meu, draga mea, urmele rămân și boala rămâne. Și singurul lucru pentru care te mai poți ruga este să nu plătești în copiii tăi
ceea ce tu ai făcut altora. 2. Cântare este un poem didactic, într-adevăr, dar are același gust amar ca și al Eclesiastului. Refuzi interpretările alegorice, simbolice și vă propun o interpretare naturalistă a unui cântec de jale, a unei fete care îi face curte împăratului să-l ademenească de la curtea regală în curtea ei și să rămână pentru totdeauna acolo. 3. O altă interpretare posibilă, și ai putea citi cartea și așa, este proiecția tuturor sentimentelor tale în afară. V-aș propune următorul exercițiu pentru cei care sunteți îndrăgostiți. Dacă la următoarea întâlnire tensiunea e mare, te bâlbâi, îți transpiră mâinile, ai invitat-o la restaurant și stai și te uiți și dai ochii peste cap și așa mai departe și ea se ridică și se duce și imediat iei guma și din nou ca să nu miroși, ca să fie bine și ca să faci impresie bună. Dacă cineva ar scrie un cântec în 8 capitole din tot ce trece ție prin cap, dacă cineva ar scrie un cântec în 8 capitole din tot ce trece ție prin cap, dragă soră, ar fi aceasta o cântare să rămână în potențiale scripturi? Poate acesta este un lucru care să ne îndemne să ne gândim la ce ne gândim și să ne curățăm mințile. Al patrulea lucru, da, este o legătură cu Geneza. Suntem între doi copaci. Dar nu uitați că suntem un copac blestemat. Blestemat este omul care se încrede în om. Și în momentul când ai început să te încrezi în puterile tale și să zici, oi, dragostea, deci e natural, deci dacă stăm împreună și ce dacă? Ești o trestie și în momentul când te-ai sprijinit pe propriile tale puteri și tu crezi că ești mai puternic decât alții și crezi că ești mai puternic decât Samson și mai deștept decât Solomon, nu uita că amândoi, Samson a căzut în domeniul sexual, cât de puternic a fost el. Și Solomon, cât de deștept a fost el, tot acolo a căzut. Ești, nu suntem altceva, puterile noastre nu sunt altceva decât niște trestii în care ne sprijinim și ne străpungem singuri mâinile. 5. Faptele istorice ne stau împotrivă și ne conduc din nou spre tristețe. Solomon, cu ale sale neveste și țiitoare, a sfârșit rău. Și știți sfârșitul istoriei Solomon. Dragii mei, senzualitatea și sexualitatea lui l-au condus într-acolo. Este un râu care trebuie stins. Apele cele mari nu putea să stingă dragostea. Iată că lui Solomon apele i-au năvălit și s-au împrăștiat pe ulițe. Întreaga cântare și întreaga atmosferă este o tânjire după permanentizare, după un cuib, după acel lăuntru, după acea dragoste care să rămână. Cele mai frumoase cuvinte care pot fi auzite de o fată? Voi fi cu tine întotdeauna. Cea mai frumoasă poveste de dragoste este să împlinești aceste cuvinte. Sentimentul de milă este ce poate fi mai toxic într-o relație. Fetele, pentru că așa am văzut în sesiunile anterioare, sunt programate pentru a fi mamă. În momentul când el vine milogindu-se și apelează la sentimentele de milă și încearcă să le manipuleze, este o combinație între dorință și sentimentul matern. Și mi-a fost milă de el și am deschis. O, suntem programați pentru autoșelare. Inima omului este înșelătoare și inima ta este înșelătoare. În astfel de situații, cea mai bună decizie pe care o poți lua este să nu-ți fie milă, să te depărtezi, să fugi, cum spune Scriptura, de poftele tinereții. Fiți fără milă. Și pentru unii și pentru alții, suntem incapabili de iubire. Absolut incapabili. Suntem incapabili de iubire dăruitoare, dar avem o nădejde și aș vrea să încheiem seara într-o cheie pozitivă. Dumnezeu este dragoste. Care e problema noastră, cu care am încercat să ne luptăm în seara aceasta? Erotismul de dragul distracției. Se întâlnesc doi tineri, se întâlnesc și vorba americanului, ei fac dating, da? Dating și te aștept să pună în sfârșit data nunții. Vă întâlniți? Da. Vă iubiți? Da. Și când vă căsătoriți? Oh, nu avem de gând. Numai ne întâlnim, numai... Dacă va vrea Domnul, sigur, ne vom căsători. Și atunci, la ce îmbrățișări? La ce sărutări?
Dragii mei, dacă citim cântărilor cu atenție, vedem că orice sărut este un preludiu și orice sărut este începutul unui act sexual. Trebuie să fim mult prea ipocriți ca să spunem, știți, de fapt eu nu, deci eu când mă rog cu ea și o țin de mână așa ca pe o soră în Hristos, da? Atunci, dragul meu, Domnul te-a chemat la urcare de apostol exact ca apostolul Pavel. Înseamnă că nu ești făcut pentru căsătorie și ar trebui să te duci ori la medic, ori să ții într-adevăr o carieră de misionar în Africa, necăsătorit, pentru că realmente nu ești programat pentru căsătorie. Dacă poți să ții o fată de mână în timp ce te rogi și în trupul tău să nu zvâgnească absolut nimic și să nu începi să urli, o vreau, vreau să mă căsătoresc cu ea. Orice atingere este un început de topire. Începem să ne topim. Asta este expresia, mă topesc după ea. Începem să ne topim. De ce? Ca să ne contopim. Și așa suntem programați. Nu luptați și nu spuneți, Doamne, te rog, dacă voi fi împreună cu iubita mea, te rog să-mi dai tu putere ca să pot rezista. Este o rugăciune ipocrită, știi sigur ce va urma, știi sigur că te-ai programat pentru cădere și numai ești un pic fariseu ca să spui, da, eu m-am rugat, nu m-a ajutat Dumnezeu. Dumnezeu te-a ajutat și s-a dat creier și înțelepciune să poți rezista. Paul Washer spunea că acest recreational dating este o invenție modernă. Nu, nu sunt de acord cu el. Deci nu sunt de acord cu el? Citiți Cântarea Cântărilor. Ce se întâmplă aici este recreational dating. Solomon are chef de distracție și se duce cu patașca lui și vânează o ciobăniță. O manipulează. O înșeală, o contaminează, își bate joc de ea. Vă rog să-mi spuneți unde este tatăl ei, nicăieri. Unde este altarul? Bine au observat cei de la fabrica de bărbați în momentul când am făcut cântare, zice, frate, dar unde-i nunta? Nu-i. Chiar nu-i. Unde-i nunta? Unde-i petrecerea? Unde este alaiul împărătesc? Oh, este o aluzie, alaiul împărătesc care vine, dar nu pentru nuntă, se pare. Vine să dea mare Solomon. Oh, ce înșelare. Am ajuns într-o societate în care presiunea bărbaților asupra fetelor generează monștri. Și ajung, cum spuneam, fete care ar putea fi soții extraordinare să rămână în afara căsniciei, pentru că trăim într-o societate degenerată și, din păcate, mai nou, și aici trag un semnal de alarmă, în biserici degenerate. În biserici în care am început să ne vânăm mai mult după aspectul exterior, după aspectul fizic, și am început să pervertim ceea ce înseamnă frumusețe autentică și eleganță, cu senzualitate și sexualitate. Petrec destul de mult în taberele de tineri. Și unul dintre lucrurile care m-au surprins în ultimii 5 ani în taberele de tineri este tocmai această mutație înspre cât mai multă arătare, cât mai multă reclamă în ceea ce privește fizicul. Pare rău pentru chitara aceea, sper că... La fel este și cu o fată. Dacă a rămas, știți că mă doare, când aud instrumente căzând, mă doare, pentru că știu ce înseamnă o lovitură într-un instrument de lemn. Rămâne urma, nu se mai poate îndrepta absolut niciodată. Ultimul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc este tot din partea soției mele. Cu lacrimi în ochi îmi spunea astăzi, când înșeli o femeie, este la fel ca în versetul acela din Scripturi, să faci pe unul din acești micuți să cadă. Mai bine îți lege o piatră de gât și te arunci în mare. De ce? De ce este așa? Pentru că încrederea într-un bărbat pentru o femeie este legată cu credința în Dumnezeu. În momentul când ți-ai pus încrederea într-un bărbat și i-ai dăruit trupul tău și te-ai lăsat pe mâna lui și te-ai lăsat pipăită de el și te-ai lăsat sărutată de el și după aia spune că nu mai are nevoie de tine, începi să ai probleme nu cu el, cu Dumnezeu. Oh, băieții responsabili, distrugeți credința! Voi înțelegeți? Și în ziua marii judecăți veți fi trași la răspundere pentru toate fetele pe care le-ați îmbrățișat, le-ați sărutat, le-ați pipăit, le-ați amețit, le-ați înfierbântat și au plecat din mâinile voastre bolnave de dragoste, dar nu mai bolnave de dragoste, ci bolnave de credință. Distrugi credința.
Am în minte un caz a unei fete venite din lume care s-a îndrăgostit de un băiat din biserică și a bătut joc de ea. Minunea lui Dumnezeu este că El a luat-o ca un nenorocit pe căile pierzării și a răscumpărat, a rămas în biserică. Nu s-a mai căsătorit niciodată. Și întotdeauna când te uiți în ochii ei, vezi acea tristețe ca a fetei din Cântarea Cântărilor. Sunt bolnavă. Dragostea este tare ca moartea și gelozia este neîndurătoare. Acum recitiți, vă rog, textul pe care l-am citit la început. Haideți să-l citim în această cheie, textul nostru. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este o jar de foc, o flacără a Domnului, și să lăsați numai pe Domnul să o aprindă. Apele cele mari nu pot să stingă adevărata dragoste. Și râurile n-ar putea să o nece. Dacă ai plătit toate averile, tu te-ai face de râs să cumperi dragoste pasageră. Care este dragostea adevărată pe care o aprinde Domnul? Numai prin Iisus pot să spun. Pentru că El ne-a spus, despărțiți de El, nu puteți face nimic. Nici să iubesc nu pot. Anul viitor avem 20 de ani de căsnicie. Îi mulțumesc soției mele că din cei 40 de ani mi-a dăruit deja 20. De anul următor, deja balanța cade în partea asta la alta. Nu pot singur să mă țin. Nu pot singur să mă stăpânesc. Nu pot singur să rămân lângă această decizie decât prin Hristos, prin El. Că nu mai trăiesc eu și Hristos iubește prin mine. Pot totul în Hristos care mă întărește. De ce? Dumnezeu este dragoste. Dacă în acești 20 de ani nu ne-ar fi umplut Dumnezeu în fiecare zi, nu i-ar fi umplut ei paharul dragostei să se umple să dea peste El, eu n-aș fi avut parte de dragoste. El n-ar fi avut parte de dragoste. De aceea, nu uitați din nou îndemnul meu, dragii mei. Pocăiți-vă. Pocăiți-vă, e foarte simplu. Am petrecut încă o oră ca să vă spun exact același mesaj. Pocăiți-vă. Veți avea fericire, inclusiv în viața intimă de familie. Vă va umple viața de bogății. Unul dintre lucrurile care m-au surprins la doi dintre oamenii pe care îi cunosc, zic eu destul de aproape, atât de aproape, deși unul dintre ei se apropie de 90 de ani la ora actuală, și știu destul de multe din viața dânsului, unul dintre lucrurile care m-au surprins este nu numai o ironie pe care a avut-o Dumnezeu cu cei care au petrecut în pușcărie, parcă le-a pus în adaos, ca lui Richard Wurmbrand, le-a pus în adaos anii pe care au petrecut în pușcărie și au trăit până la 90 de ani. Dar un alt lucru pe care îl vezi la ei, în cel mai curat sens posibil, dar și în sens masculin bărbătesc, este că sunt plin de suc și verde. Totul vine din credință, din partea lui Dumnezeu. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Despărțiți de El, ne despărțim. Despărțiți de El, n-avem ca două ființe umane păcătoase, insuportabile, jegoase din punct de vedere omenesc, două ființe profund imorale, corupte în totalitate, în suflet, cum suntem noi oamenii, nu au nicio șansă, oricât de mult ne-am fi simpatici unul altora și oricât de multă chemistry am avea împreună și oricât de mult ne-am iubit și oricât de promițător am începe. Vor veni anii grei. Și nu uitați, cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care poți să o faci unei femei, unei fete, dragul meu, este: voi fi cu tine întotdeauna. Cel mai mare cadou pe care poți să-l faci soției tale este să te și ții de cuvânt. Amin. Suntem din nou în camera concluziilor și vă poftim și pe dumneavoastră alături de noi, de domnul Cruceru, cel care tocmai a terminat de expus ceea ce a avut de spus despre Cântarea Cântărilor și recunosc că am pierdut un pariu cu mine însămi. Eram ferm convinsă că veți spune despre Cântarea Cântărilor că e o metaforă despre relația dintre Dumnezeu și Israel sau Hristos și Biserică. Am pierdut pariu. Da, cred că este o interpretare legitimată istoric din vechi timpuri,
precreștine. Școlile rabinice au mers încă înainte de apariția creștinismului pe acest cuplu Dumnezeu, poporul Israel, refugiindu-se în această metaforă și refuzând orice fel de interpretare naturalistă. Un Dumnezeu care admite atâta senzualitate nesimbolizabilă și nesalvată printr-o asemenea cheie hermeneutică, este un Dumnezeu inacceptabil. Atunci toată ascetica, toată morala abstinenței, a căsătoriei ca spațiu privat neinvadabil din exterior. Și nu putem lectura așa despre uniunea dintre un bărbat și o femeie. Cu siguranță trebuie să fie altă cheie de interpretare. Asta a fost interpretarea rabinică, care a fost după aia preluată de biserică. A fost mestecată chiar cu gura plină de toată patristica timpurie și până în Evul Mediu ni s-a dat spre moștenire o asemenea interpretare. Mărturisesc că și eu am fost prins în aceeași plasă până când am luat textul verset cu verset, am evaluat toate interpretările posibile, de la cele mai sălbatice, freudiene, până la cele mai temperate și de la cele simbolic-alegorice până la cele care merg pe explicații aproape scabroase ale actelor din Cântarea Cântărilor. Deci este un întreg palier, putem pendula între tot felul de interpretări. Ne puteți mărturisi ce v-a șocat cel mai mult și vi se pare inacceptabil ca interpretare? Da, cred că sunt câteva pasaje care sunt la capătul acesta al pendulului, interpretate în cheie simbolică, alegorică, într-un fel care v-ar stârni zâmbete, ce anume spune un autor patristic despre ce reprezintă, spre exemplu, sânii miresei, sunt predicatorii cuvântului care dau hrană bisericii. Asta este, m-a făcut să zâmbesc și am înțeles efortul acelui autor de a fugi din spațiul naturalului. La cealaltă extremă sunt lucruri pe care nu vi le pot spune. Mă gândeam eu că nu o să ne spuneți tot, da. Dar e clar în cazul acesta de ce tinerii pe care i-am întrebat la începutul întâlnirii, înainte de întâlnire, au fost atât de ezitanți și au înclinat, cel puțin într-o primă fază, să spună spre varianta Cântarea Cântărilor e metafora despre relația dintre Iisus și biserică. Deși, după cum se poate vedea, unii dintre ei, în final, fac o concesie și spun că e de dragoste, e despre dragoste dintre un bărbat și femeie, sau cel puțin e și despre asta. Da, dar cred că cei sunt cei mai aproape de realitate, cei care s-au apropiat de metafora dintre... De fapt, nici o metaforă, este o narațiune, este o istorie scrisă de un bărbat, în cazul nostru Solomon, avem date istorice, sunt câteva lucruri care ne pot oferi cheia de interpretare. Unul este faptul că avem personajele numite, știm cine sunt personajele istorice și avem aluzii, și sunt comentatori care nu sunt de acord că Solomon ar fi autorul, ci mai degrabă este o colecție de cântece folclorice realizate de un anonim. Avem destule date interne din critica, dacă facem o critică a textului, avem date interne și externe textului care ne conduc spre Solomon ca autor. Practic, ce cred este că este o narațiune a unei istorii de dragoste ratate. Împăratul coboară din curtea lui, coboară la curțile de la țară, curtează o țărâncuță, o ciobăniță, ea se îndrăgostește de el, dragostea este reciprocă la un moment dat, după care avem un strigă de tânjire. Este una dintre cărțile din Scriptură în care o femeie este lăsată să vorbească foarte mult și nu la întâmplare. Auzim strigătul ei deja, ale mărturisirile ei, sunt bolnavă de dragoste, tânjesc, și cuvintele pe care le spune ne cutremură, ne determină să ne responsabilizăm în momentul când ne gândim la dragoste și la implicațiile, la suferințele pe care le poate produce dragostea. Cântarea ar putea fi rezumată în felul următor, mai ales în a doua parte. O femeie care face curte împăratului ca să coboare din curtea regală la curtea ei de la țară. Și următoarele două elemente care ne ajută în interpretare sunt
elementele temporale. Suntem într-o confuzie totală vis-a-vis de când se petrece acțiune, când se petrec acțiunile. Este seară, dimineață, se așteaptă dimineața până seara, de seara până dimineața, este să schimbă anotimpurile cu o rapiditate uimitoare ca într-un videoclip. Și apoi un al treilea element de interpretare este spațialitatea. Nu știm unde suntem, înăuntru, în afară, dincolo de zăbrele, ea este în casa de ospăț, ea este acasă la țară, el vine. Și un al patrulea element este aceste călătorii. El vine, el pleacă, el vine, el pleacă, el caută, iese pe ulițele cetății, el iar vine, pleacă, pleacă, pleacă și nu se mai întoarce. Și de aceea cred că nu avem atâta de mult un sfârșit în coadă de rândunică, cât avem un final dramatic, clar, trist, chiar o jelire nu numai a iubitei pentru ea însăși, ci pentru sora ei. Avem o surioară mai mică, se apare în final. S-ar putea și ea să pățească la fel. Vor veni pețitori, vor curta și va intra în același ciclu al vieții și probabil în același ciclu al manipulărilor și al înșelărilor. Avem de-a face cu o femeie înșelată. Este o scrisoare, sau putem citi în cheia aceasta, o scrisoare foarte, foarte tristă. Imaginați-vă, vă rog, eroina bătrână. Cu toate regretele, cu amintirele acelei dragoste, a iubit-o împăratul, cea pe care a iubit-o împăratul. Și cu toată suferința asta citită în textele împăratului. Poate că m-a îndreptat spre această cheie de interpretare și faptul că deja sunt tată de adolescentă și m-am gândit la cei care îmi vor curta fica și la rănile posibile pe care le poate lăsa un băiat irresponsabil, răni asemănătoare cu ale acestei eroine. Credeți că atmosfera asta de mare amețeală cauzată de faptul că nu știm întotdeauna când și unde se petrece acțiunea, e intenționată? Sigur că da. Dar este cântarea cântărilor este o capodoperă din punct de vedere literar. Asta e un truism, să spun. Asta e o capodoperă. Este un text absolut fascinant, numai studiat din punct de vedere literar al construcției. De aceea sugerez astfel de amănunte, astfel de chei. Unul dintre comentatori sugerează chiar o cheie pe care autorul ar fi pus-o intenționat, ridicările iubiților după care se împarte cartea, se ridică el, se ridică ea. Toate aceste elemente formale nu sunt puse acolo că așa i-a venit autorului, ci și să nu uităm, până la urmă urmei n-avem de a face doar cu o poezie superbă, este text de scriptură, este inspirat de Duhul Sfânt. Deci tot cântecul ăsta de jale, acest text a fost lăsat de Duhul Sfânt acolo să sune așa și să ne fie spre învățătură. De aceea optez mai mult pentru un poem didactic, un poem pedagogic în care să ne înfioreze, să ne ridice întrebări, să ne dea frământări și insomnii. De ce nu? Și pentru că suntem în ciclu, cei doi vor fi un singur trup. Care e legătura? Cum faceți legătura? Că există o legătură și tinerii intervievați au spus că trebuie să fie un rost în faptul că e cântarea cântărilor în Biblie, tocmai pentru că e vorba de Biblie. Da. Legătura aceasta cu Geneza au făcut-o alți comentatori înaintea mea, găsind în cântarea cântărilor o dezvoltare a strigătului celor doi, strigătul de mirare, când s-au regăsit Adam după ce s-a trezit din anestezia Domnului și când a spus iată-o și ea răspunde iată-l. Și în felul acesta s-au făcut legături simbolice între elementele simbolice din grădina Edenului și apoi grădina din cântarea cântărilor. Sunt tot felul de punți pe care comentatorii vechi, școlile rabinice și școlile exegetice patristice le realizează între Geneza și cântarea cântărilor. Acesta este un motiv pentru care am ales. Al doilea motiv pentru care am ales în seara aceasta să dezbat cântarea cântărilor este și datorită faptului că vine în urma unor afirmații pe care le-am făcut data trecută despre scările pe care ar trebui să ne urcăm înspre realizarea relației, priorități, valori și am lansat o idee a faptului că tânăra ar trebui să fie o cetate necucerit, să fie
inabordabil. Acesta a fost un al doilea motiv. Al treilea motiv a fost pentru că astea sunt florile. Și există un element comun, mi se pare mie, între florii și cântarea cântărilor. Interpretăm floriile precum cântarea cântărilor într-o cheie veselă, exuberantă, mare bucurie, când de fapt floriile sunt o sărbătoare extrem de tristă. Domnul Iisus a plâns pentru cetate, ca un mire care a venit să-și curteze mireasa și mireasa nu i-a răspuns. Și această paralelă, dacă vreți să rămânem în spațiu simbolic, între Iisus Hristos, mirele, care vine să-și curteze mireasa și nu răspunde și își răscumpără apoi poporul, un nou popor, prin sângele lui biserica, și cântarea cântărilor poate fi un asemenea legătură, poate fi făcut aici. Dar pe mine ce m-a determinat cel mai mult să aleg acest subiect astăzi este tocmai această interpretare ratată a cântării cântărilor, la fel ca interpretarea ratată a florilor. Acestea sunt elementele pe care le-am văzut în comun. Deci ați vrut să mergeți împotriva curentului? Da. Oricum mergeați, da, ați vrut, da, să, da, faceți cunoscut lucrul, da, ăsta. Da, da. Și să, în felul acesta, să amendez și interpretarea florilor ca o sărbătoare de bucurie și de veselie. Veselia a fost numai a lor, n-a fost a Domnului. Domnul a văzut așteptările false pe care le-au avut iudeii în vremea lui. Și faptul că cei doi erau în Geneza într-o grădină ideală și ceilalți doi sunt în cântarea cântărilor într-o grădină deja după momentul decăderii, spune ceva și despre tipul de relație? Sigur, da, da, suntem într-o grădină blestemată. În cântarea cântărilor suntem într-o grădină blestemată, o grădină care lasă suferință în urmă, o grădină contaminată, infestată, o grădină care trimite spre o altă grădină, grădina din Apocalipsa, care are un alt copac central, de data aceasta un copac cu frunze pentru vindecarea tuturor neamurilor. Și am putea păși din grădină în grădină, dacă doriți, din grădina Genezei, grădina cântării cântărilor, să facem un pas în grădina, un repaus în grădina Ghețimani, că tot ne apropiem de săptămâna patimilor, și apoi să sărim în grădina din Apocalipsa. Se pare că se deschide un arc peste timp, dintre grădina din Apocalipsa în grădina din Geneza. Problema care a apărut într-o grădină și soluția care vine printr-o grădină în bucuria finală, care este tot în jurul unei grădini. Apropo de grădină, i-ați șocat pe tineri spunând că e riscant, îi paște riscul de a deveni o grădină de distracții. Da, 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 am mers pe această paralelă și m-am referit în special la băieți. Grădina, în mod simbolic, aparține ei, este grădina curăției, fecioriei ei, grădina care trebuie păstrată, care are roadele cele bune păstrate, îți voi da mandragorele, îți voi da dragostea mea, și această grădină este încerc să găsesc un cuvânt care să nu fie atât de dur, este infestată de cuceritor. El intră în grădină în urma unui sentiment. Și aici în capitolul 5 este unul dintre versetele cheie, unul dintre punctele de torsiune ale cântării, în care el tânjește, stă după un zăvor, după o zăbrea, tânjește și se milogește de ea să-i dea drumul înăuntru, și el intră în urma unui sentiment învecinat cu sentimentul matern, mi se face milă, mi-a fost milă și am deschis. Din momentul acela începe traiectul descendent al cântării cântărilor. În momentul când ea din milă cedează, atunci grădina devine un fel de parc distracții pentru el. Și după ce un bărbat se distrează și se bucură și are acest fel de, cum l-a numit un autor, recreational dating, ne întâlnim doar ca să ne distrăm, să ne simțim bine, să petrecem un timp de excitație fizică împreună, în momentul când apare acest aspect, atunci grădina pură devine un simplu par de distracții. Și să reluăm împreună miturile pe care le spulberă cântarea cântărilor, pentru că a spus că e și didactic, e de învățat din ea. Da, am enumerat câteva dintre miturile pe care ni le spulberă, mituri pe care unii băieți și le-au creat sau unele idei pe care am vrut să le credem așa. Ele nu suferă atât de mult ca noi. Până la urmă, toată chestia asta cu atingerile, cu îmbrățișările, nu lasă urme așa de adânci,
ne place nouă să credem și din cauza asta putem continua. De ce nu? Ei, o cântare a cântărilor este acolo tocmai pentru a spulbera ideea asta că și ea are un foc care îi se aprinde în inimă și ea suferă și suferința este intensă și este o suferință ca sunt bolnavă de dragoste, mă strigă ea, întăriți-mă cu turte, este o suferință mult mai mare decât suferința lui. Și în felul acesta, cred, pentru citit cu ochii unui tânăr care ar vrea să facă curte unei fete și să devină abuziv în relație, cred că ar putea fi o barieră emoțională în momentul când citește, da, și ea suferă, și ea are, rămâne cu răni, rămâne cu amintiri, rămâne cu traume, și ea este geloasă, și ea are același fel de trăiri emoționale și numai fizice, la fel ca și mine, și același fel de fiori, atunci cred pentru cei care sunt cu adevărat bărbați, citind un astfel de text în această cheie, pentru aceea ar trebui să fie un pas înapoi și un moment de cercetare, de mustrare și de pocăință, de ce nu? Da, e cu tremurătoare mărturisirea protagonistei și chiar că te sperie și te face să te gândești de două ori înainte de a intra în așa ceva. Imaginați-vă un film făcut după Cântarea Cântărilor, un film tragic, dramatic. Un film care, dacă am duce până la ultimele consecințe și până într-o cheie modernă, se termină cu sinuciderea personajului principal. Cred că am fi foarte aproape de ceea ce se întâmplă în prejurul nostru și chiar dacă nu este o sinucidere, o sinucidere fizică, o terminare o exterminare a vieții biologice, este o ucidere a vieții lăuntrice. Aminteam un cuvânt pe care l-a spus soția mea: în momentul când îți pierzi încrederea într-un bărbat care te atins și după aceea te mototolește și te aruncă la coș, începi să ai probleme nu cu relația cu el, ci să ai probleme în relația cu Dumnezeu. Începi să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, pentru că pentru noi femei, le spunea ea, este relația față de Dumnezeu este oglindită prin relația cu un bărbat în care ai avut încredere, și în momentul când ți-a trădat încrederea, atunci îți simți distrusă credința. Și cred că puțin alunecând cu textul și forțându-l, am putea să arătăm cu degetul spre cei care se joacă în astfel de relații și să spunem: dacă face să cadă pe unii din acești micuți, pe unii dintre acești micuți, aceste suflete pure, atunci mai bine este pentru cineva, mai bine este pentru cineva să-și agațe o piatră de gât și să arunce într-un râu. Ați zis de cei credincioși care au și această raportare la Dumnezeu. Cum credeți că ar citi cineva care nu e neapărat credincios cartea Cântarea Cântărilor? Deci cred că rănile sunt asemănătoare și la unii și la ceilalți. Rănile emoționale, nu sunt mai mari sau mai scurte în funcție de confesiune. O rană din dragoste este o rană din dragoste, așa cum o rană în carne seamănă, indiferent dacă suntem baptiști sau ortodoxi sau musulmani, suferința din dragoste este pretinde la fel. De aceea cred că și dacă nu admit unii dintre prietenii noștri că acesta ar fi un text inspirat, un text divin, să-l citească ca pe un poem, să-l citească ca pe un text literal, să-l citească ca pe o poezie de dragoste, să-l citească așa cum le vine, uitând de toate interpretările acestea metaforice, alegorice, și eu cred că vor începe să vadă același lucru. Strigătul unei femei disperate, înșelate, manipulate în dragostea ei și apoi abandonată, părăsită, cu toate rănile care sunt consecvente acestui fapt. Ați pomenit de chei și de faptul că, fiind tată al unei tinere, citiți într-un anumit fel textul. Dacă ar fi să uitați de papucii în care sunteți acum și să vă imaginați un simplu îndrăgostit, nu credeți că n-ați putea pune povestea cu un anumit final sau fără finalul ăsta în coadă de rândunică, așa cum îi ziceți, să vedeți doar fericit puterea, profunzimea sentimentelor de dragoste? Sigur, avantajul meu față de unii dintre alți cititori, telespectatori sau alți cititori, avantajul meu este că am fost și în papucii îndrăgostitului și sunt și în papucii tatălui. Deci am două perechi de papuci față de unii care, și pot citi probabil povestea și în ambele chei.
Și făcând suma? Sigur, și cred că făcând suma, dincolo de zâmbetul din colțul gurii pe care mi-l naște, prima parte a textului, care este foarte senină, rămân totuși cu lacrima din colțul ochiului pe care mi-l aduce, pe care mi-o aduce a doua parte a textului. Totuși, cea mai frumoasă declarație de dragoste e, așa cum ziceați la începutul întâlnirii, nu mai știu prenumele, Gigi plus da, Florica Gigi plus egal, egal forever, da, da, forever, forever, da. Pentru că pentru totdeauna împreună, pentru că asta spuneați că ar fi cântarea cântărilor sau asta am putea învăța. Asta este tânjirea din cântarea cântărilor, din păcate o tânjire neîmplinită, o tânjire înșelată. Acele inscripții pe copaci făcute cu briceagul Gigi plus Geta egal dragoste sau Gigi plus Geta egal dragoste pentru totdeauna. Da, asta este tânjirea ființei umane, să avem dragoste pentru totdeauna. Soluția pe care o ofeream spre sfârșit este că suntem incapabili de acest sentiment, suntem incapabili de dragoste din cauza căderii ființei umane. Singura soluție este Dumnezeu, care se definește pe El. Dumnezeu este dragoste, spune apostolul. Dumnezeu este soluția, chiar vă vine să credeți sau nu, chiar și la viața noastră de familie, viața noastră intimă. Despărțiți de El nu putem face nimic și eu aș fi incapabil să-mi iubesc soția, aș fi incapabil să-mi iubesc copiii fără ca cineva să-mi toarne această dragoste, să fiu ca un pahar care dă peste el. Pentru că noi bărbații ne plictisim repede. Asta a fost problema Solomon. S-a plictisit foarte repede, de asta avea 80 de țiitoare care sunt pomenite în Cântarea Cântărilor și de asta și-a mai luat alte câteva sute și de asta a avut atâtea neveste, pentru că avea o problemă comună oricărui mascul. Se plictisește repede. Și, din păcate, eroina din Cântarea Cântărilor a fost numai un episod între toate celelalte. A fost inventariat în catalog. Cum credeți că s-ar fi potrivit ciobănița aceea țărâncuța adusă în haremul, în casa de ospăța împăratului și pusă în așteptare pentru următoarele 300 și ceva de zile sau 1000 și ceva de zile până când trec toate celelalte țiitoare să ia masa cu stăpânul? Asta este tragismul cântărilor, că este una dintre multe, în loc să fie unica, așa cum i s-a promis în capitolele anterioare. Acea metaforă superbă, tu ești ca iapa lui Faraon, când îi spune iubitul, este tocmai să arată unicitatea. Dar sfârșitul cântărilor este, așa cum am văzut, plecat, da, plecat și n-a mai plecat, revenit. N-a mai Și concluzia întâlnirii a fost, aș zice, aceeași ca și la celelalte întâlniri, pocăință. Da, problemele noastre, toate problemele noastre celelalte din viață, inclusiv problemele din viața intimă, decurg de la fractura relației cu Dumnezeu. În momentul când se repară această fractură, atunci celelalte încep să-și găsească locul. Încercând să rezolvăm pe cineva în problemele lui din dragoste, că a fost dezamăgit de iubita lui, nu avem decât pansamente pe cangrene, da, care coc și care vor aduce moartea. Rezolvarea problemelor de dragoste nu se face nici pe canapeaua psihanalistului, nici în cabinetul psihologului, nu se face nici tratându-ne cu muzică sau cu substanțe, ci se face pornind de la relația fundamentală care structurează apoi toate celelalte relații din viața noastră. Da, îți spune totuși că asta e cea mai frumoasă scrisoare de dragoste? Da, chiar dacă e scrisă într-o grădină decăzută? Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, cred că este Biblia în întregime, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi. Dar acesta este unul dintre cele mai frumoase texte de dragoste pe care le-am citit. Și conține unul dintre cele mai spectaculoase declarații de dragoste pe care le-am citit vreodată. Mulțumim frumos, rămânem aici și continuăm data viitoare în același ciclu și probabil cu aceeași concluzie despre pocăință. Sper să ne revedem și data viitoare.